ieri, începând Partidul Mișcarea Populară, Fundația Mișcarea Populară, nu e mare diferență, are un reprezentant în Consiliul Local. Am vorbit cu domnul Marin Anton chiar ieri, pentru că cea mai mare nemulțumire a mea vis-a-vis de ordinea de zi a ședinței Consiliului Local rămâne cea legată de aprobarea intrării noilor membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind realizarea sistemelor de apă și canalizare în mediul rural. Eu am solicitat sprijinul domnului Anton când am auzit că are un reprezentant în Consiliul Local. Mi-a explicat că, din motive de luat în considerare, nu poate să mă ajute cu un vot pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. Am încercat să vorbesc cu doamna deputat Ciobanu, nu am găsit-o, nu mi-a răspuns la telefon. Am înțeles că a avut o ședință consilierii. Și așa se face că pentru a treia oară, a treia ședință ordinară, acest proiect nu este supus aprobării. Ceea ce mi se pare extrem de grav și de nemulțumitor pentru toți cei care vin cu soluții la problemele astea ale județului. Prima dată a apărut, în ianuarie, a apărut pe ordinea de zi, dar a fost retras, fără niciun comentariu. Există mai multe hibe în funcționarea Consiliului Local. Ordinea de zi, inclusiv la ședințe ordinare, este comunicată consilierilor în documente doar spre citire și primăria își permite după aceea să adauge, să scoată din ordinea de zi sau să înlocuiască numerele de ordine de zi aferente fiecărui proiect. Nu e normal. Ordinea de zi, cel puțin pentru ședințe extraordinare, se publică cu 5 zile înainte și orice modificare ulterioară trebuie făcută doar prin votul consilierilor. Nici de cum altfel. Astăzi, ieri la ședință, am avut iarăși nemulțumirea să constat că acel proiect n-a mai fost supus aprobării pentru că, vezi, doamne, n-a avut nu știu ce raport de specialitate. Păi, dată fiind importanța acestui proiect, eu nu sunt obligat să spun că am fost sunat înainte de ședință, foarte puțin timp, de o persoană care, al cărui nume nu contează, un consilier, unul dintre cei cu drept de vot, care, în numele domnului primar, mi-a propus să primim voturi ca să trecem acest proiect de hotărâre privind creșterea numărului de membri în ADI, dacă și PNL votează proiectul de hotărâre cu acest credit discutat și disputat. N-am fost de acord din două motive clare. Nu hotărăsc eu numele consilierilor PNL cu 5 minute înainte de ședință și nu văd niciun element logic pentru care să punem în balanță aceste două proiecte foarte importante. Fiecare are domeniul lui, importanța lui și ponderea, amprenta în tot ceea ce gândim în viitor pentru Giurgiu. Am refuzat și ca atare, nu știu dacă primarul sau secretarul, au spus că nu poate fi supus la vot acel proiect. Nu e normal așa ceva. Cum nu este normal și aduce aminte la vremuri de tristă amintire din Parlamentul României în mandatul trecut, ca un primar și un secretar de municipiu să numere de două ori și să găsească 11 voturi în favoarea unui proiect, când de fapt erau doar 10. Și nu știu cum se poate rezolva acest lucru, care reprezintă o palmă pe obrazul administrației municipale. Eu acum am toată înțelegerea pentru fiecare dintre cei care, într-un fel sau altul, încearcă să interpreteze prezentul și să-l modeleze pentru un viitor cât mai bun. În primul rând, pentru fiecare dintre cei cu drept de vot, pentru echipe care ulterior se pot transforma sau se pot alipi unor partide. PSD este partidul care, după părerea mea, va avea parte de schimbări spectaculoase la nivelul conducerii, după alegerile europarlamentare cel târziu. Vor primi infuzie de lideri de la alte formațiuni pe care de dezintegrare, dar îmi pare rău că în acest demers practic democratic și de luat în considerare și de acceptat, sunt implicați consilieri în acest moment la Partidul Poporului, oameni de bună credință, oameni fără mare experiență administrativă, cei mai mulți dintre ei sunt la primul mandat de consilier și ale căror voturi sunt folosite pentru a consolida poziții care nu sunt în favoarea orașului Giurgiu. O să discutăm într-o conferință ulterioară despre această problemă a Asociației de Dezvoltare. Am participat la două întâlniri cu ministrul
Teodorovici și ministrul mediului, domnul Corodi. Au fost prezentate elemente extrem de importante care trebuie aduse la cunoștință. Dar acum aș referi la celălalt proiect discutat, la care a făcut referire și domnul Iliescu, privind acest împrumut. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt imposibil de înțeles, pentru că eu știu că există legi, există proceduri, și dacă ele nu sunt respectate, tot ceea ce spune o persoană publică, mai ales un om ales de comunitate, reprezintă doar falsuri și lucruri care nu se pot transpune în realitate. Pentru a obține un împrumut, există o lege, există o normă. Îi spun domnului Barbu că poate întâmplător nu a auzit de ea. Norma numărul 10 din 2007, privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unități administrative teritoriale. Conform acestei norme, cu toate procedurile din spate, pentru a obține un împrumut, da, pentru a-l aviza la Comisia Națională, este nevoie să prezinți, în funcție de natura lui, pentru a accesa fonduri europene, în primul rând, că asta a fost tema pe care dânsul a susținut-o ca fiind prioritară, trebuie să prezinți contractele de finanțare pe proiecte pe care le-ai câștigat și pentru care ai semnat aceste contracte cu ministerele care derulează programele respective. Fără asta nu-ți primește o cerere pentru a primi un credit de finanțare a acestor proiecte cu finanțare europeană. Atașate nevoie de o hotărâre a Consiliului Local în speță, care să conțină condițiile maximale în care se va contracta respectivul credit. Dobândă, perioadă de grație, perioadă de rambursare, valori comisioane și toate cele. În aceste condiții, Consiliul aprobă și produce un document indispensabil obținerea acestui credit. Urăi să vorbim la general. Luăm un credit, doar valoarea o știm, 10 milioane, vedem noi ulterior ce facem cu banii, o să facem proiecte europene, totul care vorbe, care nu se reflectă niciun fel în legislația existentă. Și în zadar au fost consilieri și de pe stânga și pe dreapta, care au susținut că trebuie prezentată această listă de proiecte, după tipicul procedurile pe care le-a aplicat și Consul Județean Giurgiu în mandatul trecut și probabil multe alte instituții de nivel local sau județean în țară. Deci ăsta a fost motivul pentru care nu putem să acceptăm situația generată în ședința de ieri, pentru că este evident că se creează o situație, un blocaj de la numărarea voturilor până la modul de redactare a hotărârii, care nu permite niciun fel de avansare în direcția pe care o așteptăm cu toții. Dacă vorbim de cealaltă componentă, refinanțarea unor credite, păi iarăși, vă spun din surse sigure, la comisie mergi cu două solicitări. Nicicum ai una singură cu o componentă de refinanțare și una de creditare a proiectelor cu finanțare europeană. Mergi cu una pentru credite europene în condițiile spuse și mergi cu una pentru refinanțare, unde iarăși, în mod obligatoriu, trebuie să ai trecut creditele cu valori și toate caracteristicile, cât s-a tras din aceste credite, pentru ce obiective de investiții și abia după aceea, stabilind iarăși prin hotărârea de Consiliu nivelurile maximale a ceea ce îți dorești, o să crezi că ai pune pe un drum bun. Acolo sunt trei credite din mandatele anterioare. Unul dintre ele cu o dobândă foarte bună. În euro e drept. Dar există acest coeficient de risc valutar care face diferența între creditele în euro și creditele în lei. Destul de consistent. E posibil ca primăria să găsească un ofertant care să vină cu o valoare, să preia și să ofere o condiții mai avantajoase. E posibil. Dar trebuia stabilit acest lucru, nivelul de la care se pleacă când se scoate la licitație schimbarea acestui credit. Da? Mai este un credit al cărei rambursare nici n-a început, efectiv. De 2 ani să plătesc doar dobânzi și comisioane. Până la ora asta înseamnă aproximativ 25 de miliarde. Dacă noi refinanțăm acest credit, aceste 25 de miliarde le-am plătit degeaba. Pentru că următorul finanțator iarăși va calcula în primii ani de rambursare dobânzile și comisioanele cu care își acoperă el costurile și își obține profitul pe care și îl vizează. Absolut corect. Păi nici pe degeaba nu poate să facă. Nu pe degeaba, tocmai. Dar e simplu noi să pierdem 25 de miliarde? E normal să contractezi un credit și înainte să-l plătești, să-l refinanțezi? Sunt întrebări la care eu nu
pot să răspund în totalitate. Nu sunt finanțist, dar nu m-am mulțumit răspunsurile date de un primar. Așadar, lucrurile sunt mult mai complicate decât par și îmi pare rău că am văzut o ședință de Consiliu atât de prost pregătită, cum n-am văzut niciodată, ca să fac și o comparație care diferențiază clar situațiile, da? Dar care influențează în mod negativ ceea ce vrem să facem de acum încolo. A vorbit domnul Barbu foarte mult de proiecte europene și de studii, de lucrări pe care le-am derulare. Eu am venit cu lista de investiții a orașului. N-am văzut nicăieri vreun proiect care se refere la pregătirea canalizării pluviale. N-am văzut în lista de investiții elaborare studiu de fezabilitate. N-am văzut mai multe din ce a spus dânsul. N-am văzut o rubrică în lista de investiții, da, care să cuprindă servicii de consultanță. O l-a explicat domnul Teodorovici la întâlnirea de săptămâna aceasta, un lucru foarte important față de exercițiul bugetar anterior, unde vă spun în cunoștință de cauză, și Consiliul Județean a câștigat finanțări doar pentru că a depus o documentație bine făcută, acum lucrurile se schimbă. Multe administrații au învățat care sunt cele mai mari sau cele mai importante detalii și cele mai mici secrete care fac diferența între un câștigător și un perdant. Și dat fiindcă sumele sunt mult inferioare necesarului nostru pe toate domeniile, competiția va fi mult mai acerbă. Diferența o vor face consultanții. Firme ca specializate, care la rândul lor, în exercițiu bugetar, au experimentat, unii au câștigat, alții n-au câștigat proiecte, și acum autoritățile au dreptul să se uite în lista acestor firme, să -i aleagă pe cei care au avut rezultate, să ia parteneri și nu gratis. Tot pe bani, aici. Dar bani eligibili. Pentru asta și pentru asta trebuie credite, pentru că sunt cheltuieli eligibile care se recuperează. Și în echipă cu acești consultanți se pot aduce bani europeni. Repet, în toată lista de investiții la municipiul Giurgiu, n-am văzut un serviciu de consultanță. Adică domnul Barbu poate zice că le face și el și pastea, le scrie el, că în rest face de toate. Da? Dar eu ca giurgiuvean am dreptul să fiu extrem de îngrijorat de modul cum exprimă dânsul, dincolo de vorbe, strategia aceasta a municipiului pentru accesare fonduri europene. Mai repede a ține cont de declarație domniei sale de anul trecut, când vorbea de acea emisiune de obligațiuni ca de o soluție ideală pe care a găsit-o dânsul și care va rezolva toate problemele. Și acum, în argumentele de oportunitate ale acestei refinanțări, dânsul vine și spune că emisiunea de obligațiuni e un proces complex cu multe variabile, pierderea din vedere a unui aspect poate conduce la rezultate nedorite, adică se contrece singur de la declarații ferme din toamna trecută la proiecte pe care tot dânsul le propune pentru viitorul orașului. Nu e normal, nu e logic, nu e nici legal ce s-a întâmplat ieri și e de rău augur pentru un primar care a venit pe un mare val de simpatie, de speranță și care după 2 ani de zile nu are ce să prezinte ca lucruri certe, dincolo de foarte multe declarații fără substanță, ca lucruri certe cu care să convingă în continuare. Singurul lucru bun al acestei refinanțări este că permite obținerea unei perioade de 2 ani de grație, în care nu se mai plătesc decât dobânzi și comisioane, și care, surprinzător, în pură coincidență sau nu, se suprapun peste cei 2 ani de mandat pe care mi-are domnul Barbu. Eu asta văd, din punctul dânsului de vedere, singurul lucru bun al acestei refinanțări.